liniștită și relaxantă, inducând un somn odihnitor, terapia craniosacrală a fost etichetată drept una extrem de misterioasă, care ar avea ca scop îmbunătățirea capacităților de vindecare ale organismului. Experții în acest gen de terapie alternativă non-invazivă o descriu ca acționând asupra unui fenomen care stă la baza fiziologiei umane, pulsul de energie care curge între cap și bazin. Acest puls energetic, denumit și ritm craniosacral, se transmite prin lichidul cefalorahidian care înconjoară creierul și măduva spinării și este la fel de important și măsurabil precum respirația și ritmul cardiac. Așa cum un cardiolog încearcă să îmbunătățească sistemul cardiovascular, un practicant al terapiei craniosacrale evaluează și optimizează pulsul ritmului craniosacral. De ce este important acest lucru? Prin fluidul cefalorahidian se desfășoară un puls care străbate întregul sistem craniosacral, comparabil cu un val provocat de o maree, dacă vreți, de la craniu, respectiv creier, prin măduva spinării și până la bazin, în zona pelvină. Cu un ciclu de aproximativ 6 până la 10 ori pe minut, acest puls provoacă mișcări minuscule ale oaselor craniului și poate fi comparat de asemenea cu un sistem hidraulic dacă observăm cu atenție cum funcționează împreună toate componentele pentru a regla presiunea acestor fluide asupra creierului. Practicanții acestui gen de terapie spun că trebuie să existe o circulație optimă, mai exact spus constantă, a fluidului cefalorahidian. Când acest lichid lubrifiant își pierde din diferite motive mobilitatea și nu mai alunecă, nu mai pulsează liber și regulat între creier și pelvis, încep simptomele. O astfel de situație determină terminațiile nervoase să-și modifice percepția și semnalele, deci poate afecta negativ întreaga noastră stare de sănătate. Terapia craniosacrală ajută organismul să restabilească un val neobstrucționat, un puls regulat care va duce automat la eliminarea simptomelor de tot felul. Această terapie alternativă a fost dezvoltată în anii 70 de către John Upledger, un medic american specialist în osteopatie care a consacrat-o ca pe o formă de osteopatie craniană. Terapia craniosacrală are mulți adepți și este folosită în tratarea mai multor afecțiuni, însă a primit și continuă să primească și multe critici. Lumea medicală este împărțită în două: medici care cred în eficiența acestei terapii și medici care consideră că terapia craniosacrală este doar o soluție la o problemă inexistentă. Cum așa? Vom trece imediat în revistă argumentele pro și contra acestei terapii, vom descrie de asemenea cum decurge o ședință în cadrul terapiei craniosacrale și vom vedea ce are în comun această terapie alternativă cu orgasmul. Potrivit Institutului American Upledger, terapia craniosacrală, spre deosebire de alte terapii manuale subtile, folosește o atingere delicată sub 5 grame pentru a regla pulsul în sistemul craniosacral și a îmbunătăți funcționarea sistemului nervos central. Medicii din cadrul acestui institut susțin că această atingere ușoară afectează presiunea și circulația lichidului cefalorahidian, restabilind regularitatea naturală a pulsului acestui lichid. Adversarii terapiei craniosacrale spun dimpotrivă că o asemenea atingere delicată nu poate influența pulsul acestui fluid și, mai mult, că s-a dovedit științific că respirația este pompa acestui puls, dar și că lichidul cefalorahidian nu stagnează semnificativ între creier și pelvis, astfel încât să provoace dereglări ale sistemului nervos central.
Cu alte cuvinte, terapia craniosacrală ar fi o soluție la o problemă care nu există, susțin medicii care nu cred în beneficiile acestui gen de terapie, dar nici nu o contestă cu toată fermitatea, motivând că atunci când terapia craniosacrală a dat rezultate incredibile, acest fapt ar fi explicabil prin manifestarea fenomenului placebo. Susținătorii terapiei craniosacrale își apără metoda de tratament devenită din ce în ce mai populară și acceptată de unele case de asigurări medicale din Occident, spunând că scepticii ignoră un aspect extrem de important care într-adevăr nu poate fi demonstrat deocamdată științific, și anume acela că un terapeut practicant al terapiei craniosacrale manipulează și energetic pulsul lichidului cefalorahidian, nu doar fizic. Terapia craniosacrală este de asemenea și o terapie șamanist-meditativă, spun aceștia. În fața unui asemenea argument este destul de greu să faci comentarii ce-i drept. Asta, bineînțeles, dacă te numeri printre cei care gândesc și în termeni de energie, așa cum îndemna marele Einstein. Același institut, Upledger, susține că, deși terapia craniosacrală poate fi efectuată ca tratament independent, cei mai mulți practicanți o utilizează împreună cu terapii medicale convenționale sau alte terapii alternative. Terapia craniosacrală a fost utilizată cu succes pentru a trata o varietate de afecțiuni, atât fizice cât și psihice, printre care se numără boala Alzheimer, autismul, durerile de spate, leziunile cerebrale, tulburări ale sistemului nervos central, oboseala cronică, demența, comoția, fibromialgia, colica, dificultățile de învățare, dificultățile de vorbire, migrenele, durerile de gât, tulburarea de stres post-traumatic, scolioza, leziuni ale măduvei spinării, epilepsia, scleroza multiplă și chiar diferite forme de cancer, după unii practicieni. Acțiunea terapiei craniosacrale este atât de blândă și ușoară, încât este cel mai bun exemplu al așa-numitelor terapii manuale subtile, care pretind că reușesc să producă beneficii profunde pentru sănătate, și asta printr-o manipulare minoră și sigură. Dar haideți să vedem ce se întâmplă în timpul unei sesiuni de terapie craniosacrală. Un terapeut expert în terapia craniosacrală pretinde că nu are nevoie ca pacientul să îi spună care sunt problemele cu care se confruntă. El preferă să rămână deschis limbajului propriu al corpului. Terapeutul vă va cere să vă întindeți pe o masă de masaj. Ținând mâinile în liniște pe craniu și pe bazin, terapeutul evaluează energetic ritmul pulsului transmis prin lichidul cefalorahidian. Acest lucru în sine poate crea o schimbare a energiei. Mâinile terapeutului devin conștiente de locurile de-a lungul coloanei în care energia este blocată. Nu sunt utilizate instrumente sau alte dispozitive. O sesiune de terapie craniosacrală durează între 45 și 60 de minute, clienții și terapeuții lucrează strâns împreună. Pacientul simte o liniște și o pace profundă și de cele mai multe ori adoarme. Întreaga idee este că terapeutul lucrează cu blândețe și subtilitate, așa încât organismul să-și poată face vindecarea și ajustările necesare. Vindecarea are loc prin intermediul mecanismului de corecție cunoscut sub numele de punctul de liniște, liniștea spontană dintre valurile pulsului energetic, care se manifestă în lichidul cefalorahidian. Există o pauză naturală în ritmul acestui puls. În timp ce terapeutul sincronizează și optimizează undele valului, apar aceste puncte statice care sunt ca suspinele. Le veți simți ca pe niște momente de relaxare profundă în care vă eliberați de toate energiile negative acumulate și reveniți la voi înșivă. Există o dimensiune spirituală unică și incontestabilă în această practică. Unda craniosacrală nu este doar un fenomen fizic, este de asemenea și un fenomen spiritual.
În mișcările minuscule ale sistemului între acele puncte statice se află conștiința. Înțelepciunea și inteligența noastră interioară știe ce este greșit, de ce este greșit și cum să corectăm această greșeală. Corpul îi spune terapeutului ce trebuie făcut, susțin specialiștii Institutului American Upledger, care să nu uit să precizez, are și o umilă reprezentanță undeva în România. Nu vă pot oferi prea multe detalii, pentru că pe site-ul acestei reprezentanțe nu puteți găsi decât un număr de telefon și informații actualizate ultima dată în mai 2019. Dacă până acum vi s-a părut poate cum că aș fi un partizan al terapiei craniosacrale, ei bine, cu riscul că s-ar putea supăra puzderia de specialiști care se întrec în a-și consemna pe cărțile de vizită că practică și acest gen de terapie alternativă, trebuie să știți și cele ce urmează. Ideea că terapia craniosacrală ar influența circulația lichidului cefalorahidian și că atare ar avea efecte terapeutice asupra sistemului nervos central este derivată dintr-un mit mult mai popular, și anume mitul susținut de masări, conform cărora masajul influențează semnificativ circulația sângelui. Acest fapt însă este contrazis de știință. Deși probabil masajul stimulează uneori modest circulația în anumite moduri, dovezile științifice arată că un astfel de stimul este prea puțin important. Exercițiile fizice ușoare, în schimb, sunt un mod clar un stimulent mult mai puternic al circulației. Stimularea circulației de toate tipurile este un concept comun în medicina alternativă, adesea susținut de practicanții acesteia, dar niciodată validat științific. În măsura în care ar putea fi adevărat în anumite contexte, probabil că puterea stimulului nu este una foarte importantă. În argumentele contra prezentate de sceptici nu am găsit foarte multă fermitate, ca să nu mai vorbim că niciun argument nu îndrăznește să combată aspectul energetic al terapiei craniosacrale. Scepticii nu pot concepe termenul de energie în accepțiunea sa spirituală. Care să fie adevărul în legătură cu această terapie? Atingerea și atenția personală concentrată în cadrul terapiei craniosacrale pot fi foarte profunde din punct de vedere psihologic și chiar biologic. Mamiferele necesită atingere pentru dezvoltarea normală și nu exagerăm deloc când afirmăm acest adevăr. Toate terapiile tactile subtile se bazează de fapt pe recompensa senzorială, așa zisul răspuns senzorial meridian autonom. Răspunsul senzorial meridian autonom este acea înroșire de euforie și acele furnicături din jurul capului și gâtului. Este declanșat de lucruri precum atenția, o voce blândă, acțiuni liniștite și repetitive și o stimulare tactilă interesantă și blândă, în special în jurul capului. Răspunsul senzorial meridian autonom nu este deocamdată prea bine înțeles de neuroștiințe în ansamblul lor. Acest tip de răspuns este probabil o recompensă senzorială pentru comportamentul de afecțiune și îngrijire, așa cum orgasmul este un stimulent evolutiv pentru reproducere. O ședință de terapie craniosacrală pare un ritual perfect generator de răspuns senzorial meridian autonom sau o simulare de îngrijire, dacă vreți, adaptată perfect pentru a produce un asemenea răspuns. Acest tip de răspuns care se produce în timpul unei ședințe de terapie craniosacrală a făcut de multe ori minuni. Aceste minuni însă nu se explică prin narațiunea despre influența pulsului lichidului cefalorahidian, deși această narațiune joacă un rol important acționând asupra minții pacientului, căruia îi întărește credința în efectul terapeutic, generând la urma urmei un efect placebo vindecător, direct proporțional cu credința pacientului în terapia craniosacrală.
căci ce altceva decât efectul unei credințe puternice prezentă în mintea unui pacient definește efectul placebo și rezolvă problema. Pentru detalii, vă invit să urmăriți documentarul nostru despre fenomenul placebo, fenomen care, deși nu are nicio explicație științifică, este folosit chiar de oamenii de știință în procedurile de testare a medicamentelor noi. Vă las un link în descriere. Dacă oamenii de știință, cu precădere psihologii, cred în existența fenomenului placebo, în explicarea căruia nu putem să nu folosim termeni precum puterea minții, forțe vindecătoare, energie sau credință pură, oare de ce ne ferim să explicăm terapia craniosacrală ca pe o metodă excelentă de păcălire a minții pentru a nu se opune acțiunilor subtile ale forțelor vindecătoare din lăuntrul nostru și tot conferim acestei terapii o aură mistică? Mai mult, punem la zid și acordăm titlul de pseudoștiință acestor atingeri blânde și nevinovate ce pot declanșa acțiunea vindecătoare a unor forțe pe care nu le putem percepe cu ajutorul celor cinci simțuri. Dragii mei, nu denumirea acestui tip de terapie alternativă, nu tehnicile folosite de terapeuții craniosacrali și nici poveștile cu influențarea circulației lichidului cefalorahidian nu sunt responsabile pentru vindecare. Credința pacientului declanșează forțele vindecătoare. Dacă ați încercat acest gen de terapie, vă invit să ne împărtășiți experiențele voastre în comentarii. Dacă nu ați încercat și veți intenționa la un moment dat să participați la o ședință de terapie craniosacrală, țineți minte că un singur lucru este cert. Această terapie rău nu face. Din același registru face parte și terapia prin îmbrățișare. Despre beneficiile ei vom vorbi în episodul viitor. Pe curând și fie să aveți parte de multă înțelepciune, energie pozitivă și cât mai multe atingeri blânde.